se zvonește că perioada grea de-abia acum începe. Ce pot să vă zic este bună seara și mă bucur că vă regăsesc și pe dumneavoastră și pe mine în libertate. De ce zic treaba asta? Eu cred că este mult mai sănătos uh, să fii sărac liber decât să fii bogat arestat. Asta ca să nu mai apară oameni care spun că, vezi domnule, unii oameni, ca mine, ar fi frustrați de faptul că nu sunt bogați. Bă, săracul ei fi, nu știu, raportat la alții ei fi, raportat la mulți dintre ăștia care mă fac voi de capul meu, nu sunt. Dar să zicem că sunt, dar măcar eu sunt liber. Adică eu când pun capul pe pernă noaptea, eu doar liniștit. Nu vine de cotul să îmi bată la o ușă ca să după aia să afle, nu știu ce, streamer. Bă, vezi că l-au ridicat pe paraschiv în și alături de nevastă și de amantă. Deci, eu sunt ok, mai ales că nici amantă n-am. Înțelegeți dumneavoastră cum să treaba. Astăzi vorbim despre domnul Călin Donca și despre țeapa pe care dânsul o crește, o păstorește, o... are grijă de ea, ce să mai, de câțiva ani. Se pare că aseară, în timp ce noi eram pe live, domnul Călin Donca a fost ridicat de către poliții de acasă. De aceea ați văzut imediat după live story pe care l-am postat. Evident, nu, nu i-am dat domnului Donca numele în acel story, dar vă dați seama că astăzi am așteptat cu nerăbdare o confirmare oficială cum că ar fi vorba de domnul Călin Donca. Nu, Călin Donca, pentru cine nu știe, este un melemist, un om care a pornit de la nivelul melemeurilor, ce a investit banii în cripto, piața cripto a bubuit, domnul Donca s-a trezit milionar, dar asta nu i-a fost unde ajuns. Așa că domnul Donca a început să încerce să facă alte afaceri mult mai profitabile. Printre care a fost și afacerea cu Solera X. Domnului Donca nu i-a fost suficient că este o persoană avută, care are bani și așa mai departe. Nu, el a trebuit să devină cunoscut, să fie influencer, să meargă pe la emisiuni, să-l vadă lumea. Și, desigur, în momentul în care vrei să devii cunoscut, vrei să devii cineva, cu cine să te asociezi? Cu alții oameni care sunt deja cunoscuți. Printre acești oameni care sunt deja cunoscuți, avem una bucată Dorian Popa și una bucată, imediat o să vedeți, Valentino. Bă, tu auzi cum se aude, bă, Vali? Ce bani, aude, bă. se aude, Cum? Eu aici, când a întrebat Valentino ce se aude, bă, eu aș fi zis cătușele, rățările. Ce se aude, bă? Pune-mi auzi? 不晓得去电去晓得电小班。 sau aud, 30 de zile în arest deocamdată. Să vă dau puțin un update. Omul de afaceri Călin Donca și alte două persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. A anunțat marți, 19 septembrie, Tribunalul Brașov. Aceștia sunt acuzați de evaziune fiscală, de lapidare, înșelăciune și manipularea pieței de capital. A fost dispusă arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru cei trei inculpați. Donca Călin, Ileana Buzatu și Iulia Elena Dobre. Una dintre aceste două ființe este amanta lui și o să vă arăt imediat cât de e. Cu drept de contestat în 48 de ore de la pronunțare, toți au contestat măsura dispusă. La mulți ani! călind ca și ceilalți trei inculpați sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală de lapidare cu consecințe deosebit de grave, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, operațiuni de manipulare a pieței de capital. Potrivit procurorilor, începând cu anul 2021, inculpații au constituit în municipiul Brașov un grup infracțional organizat în scopul obținerii unor venituri financiare consistente prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Au înregistrat în evidențele contabile ale unor societăți comerciale pe care le dețineau sau controlau documente care atestă operațiuni fictive cu consecința mișorării bazei de calcul a impozitului și a impozitului pe profit și măririi cuantumului taxei pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului cu consecința producerii unui prejudiciu de 4.346.282 de lei. 86 de lei. Probabil și-a pus și mașinile pe firmă, apropo. Potrivit sursei citate, tot prin utilizarea unor documente false, liderul și-a însușit din patrimoniul unei societăți comerciale suma de 8 milioane 337.746 de, de lei pe care a folosit în interesul său și a celorlalți membri ai grupării infracționale. Efectiv, a luat banii din firmă. Și a zis, băi, bani banii mei. Aia, cea mai mare parte asume, a sumei a transferat-o în conturile unei societăți înregistrate în Emiratele Arabe Unite, Dubai, aparținând membrilor grupului, iar cu restul banilor a achiziționat bunuri de lux în valoare de 340.000 de dolari. Promitea câștiguri de 100 de ori mai mari ca moneda sa virtuală. Aici e ceea ce știam eu de monedă. Din cercetările efectuate, a mai a rezultat că membrii grupului infracțional au inițiat un proiect în domeniul monedelor virtuale creând propria monedă virtuală și au efectuat operațiuni de manipulare a pieței de capital prin diseminarea în spațiul public a unor informații nereale potrivit cărora suma investită în această monedă virtuală poate genera câștiguri de 100 de ori mai mari inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane V-am spus că n-aveai, cum să știi. N-aveai cum să știi câți erau, de la care au obținut aproximativ 700.000 de dolari chat. Deci când mai vin proști din aia care zic dar ce mă, ce aveți, îi vreți rău, vezi e că le-a luat oamenilor 700.000 de dolari. Bine, potrivi BrașovNet, Uh, Donca și membrii grupării au creat un tip de criptomonedă pe care au denumit-o Solix, Solera X, iar ca să-i convingă pe oameni să investească, posta diverse clipuri pe rețelele de socializare. Luni procurorii din Cot, împreună cu polițiștii și de combatere așa, au pus în aplicare 17 mandate de perchiziție domiciliară în județele Brașov, Dolj și Buzău, fiind identificate și ridicate mai multe mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux. Conform presiei locale, autoturismele au puse sub sequestru, fost X7, I7 la Burghini Aventador. Hai să-l sunăm pe omul nostru să ne povestească cum a intrat în schema asta. Salut, ce faci? Salut, salut, Paraschiv. Bine, uite, m-am băgat în cameră să nu mă audă copiii, să putem vorbi în liniște. Perfect, perfect. Mulțumesc în primul rând că ți-ai făcut timp să vorbești cu noi și să ne povestești cum a fost treaba asta cu Donca și cu moneda vieții. E poveste lungă, a început din când? Din uh, decembrie 2022, do, decembrie 2021. Deci, dacă nu știu exact datele sau uh, narațiunea asta, să spun așa perfectă, să mă ierti că a trecut destul de mult timp. <laughs> nu e nicio problemă. Știu că noi am și vorbit martie sau aprilie, dacă nu greșesc. Și atunci mi-ai povestit cum ai uh, decis să investești, cât ai investit, ce s-a întâmplat după ce ai investit și așa mai departe. Dacă vrei să ne faci așa un scurt rezum. Mat, te rog. Da, am, am auzit de proiectul ăsta printr-un prieten, pe, prin decembrie 2021, după cum am zis, uh, și în uh, nu știu în martie sau cred că la sfârșit de februarie am uh, început să investesc, propriu zis. Uh, am, am cumpărat uh, nu toți, nu de toți banii odată, am cumpărat așa în uh, mai multe reprize. În total a fost o investiție de aproximativ 4.000 de euro. Am, am și o listă, dacă vream o listă în care mi-am notat tot. Ok. Și pot să spun mai exact. Dar în total am investit undeva la 4.000 de euro. Acum nu știu, că lista e destul de lungă. Am, am scris și unele etape ce s-a întâmplat pe parcurs. Okay. Așa și la început, până să cumpăr, Călin a ținut o felul de conferințe de presă, a punea tot felul de videoclipuri explicative cum o să decurgă proiectul și, sincer să spun, la început am fost foarte atras de toată ideea asta pentru că mi-a plăcut foarte mult ideea de panouri solare și mi-a plăcut foarte mult ideea de cripto. Niciodată n-am văzut să, cineva să le combine astea două idei, de aceea am fost foarte atras de proiect și în primă instanță părea foarte bun proiectul. Vedeam un proiect de viitor. Okay. Uh, dar după ce am început să cumpăr și a început lumea să investească din ce în ce mai mulți bani și să cumpere monede, dacă practic așa se investește în proiectul ăsta, cumpărând moneda Solix. Exista un fel de paritate, din câte mi-am eu, din ce mi-ai povestit atunci, între Solix și cât din Solixul respectiv să investea în panourile solare, numai că în momentul în care făcei transferul respectiv, dacă nu greșesc eu, îți luau un 10%, corect? Da, ca să intri în metavers, ca așa se numea jocul în care investeai monedele respective, erau două taxe. Taxă de intrare și taxă de ieșire. Taxă de intrare 10%, dacă vrei să ieși încă 10%. Deci, practic, o investiție, ai făcut o investiție de 1000 de euro, dacă vrei să ți-o retragi, ai pierdut 200 de euro. 190 dacă nu crește, dar nu asta e important. Deci, tu când investeai din USD, deci să zicem că investeai 1000 de dolari, aveai doar... Da. 900 de dolari în Solix, da. Și aia 900 de dolari erau de fapt investiți într-un panou solar. Nu, aia 900 de dolari erau investiți în moneda Solix. Ei și cu Solixul respectiv puteai să faci mai multe chestii, nu neapărat okay. să cumperi un panou solar. Solixul respectiv, majoritatea, adică toată lumea și le a investit la momentul respectiv în jocul solera X. Okay. În care puteai să cumperi mai multe lucruri, cum ar fi o casă, o grădină, teren și pe casa respectivă, dacă vreai să cumperi panou solare. Și el urma să investească banii ăia în panouri și de acolo să vă plătească vouă lunar cât producea fiecare panou din metavers. Da, asta era. Încă nu se discutase la început exact cum o să se, o să se implementeze ideea asta de a relaționa virtualul cu realul, mm -hmm. dar în viitorul îndepărtat, așa se vedea că o să se obțină ceva fizic din metaversul respectiv. După cum știi, fiecare proiect cripto are un white paper. White paperul respectiv a fost schimbat, a fost rescris de cel puțin 3-4 ori. Între timp au fost foarte multe promisiuni făcute pe videoclipuri apărute așa ad hoc pe rețelele de socializare sau pe WhatsApp, pe grupul de WhatsApp și după ce erau șterse, nu ne lăsa pe nimeni să vorbim pe grupul respectiv, și până la. Asta a durat un an de zile, până la sfârșitul anului trecut, după care, după care jocul s-a închis de tot, nu mai funcționează deloc jocul respectiv. Și. Uh... Acum suntem în stadiu în care ne așteptăm măcar investiția care am făcut-o să o primim înapoi, dar nimeni nu mai răspunde, toată lumea nu mai știe nimeni nimic. Din câte știu eu, când am vorbit atunci cu tine și cu alți oameni, nu puteați în momentul respectiv nici măcar să vă scoateți banii din jocul din metavers înapoi în portofel pentru că nu vă răspundea nimeni. Ați reușit da. să primiți vreun răspuns între timp, măcar să scoateți banii din joc? Uh, Ei, hey, uite, eu, am, eu sunt unul dintre singurii care a reușit să, să dau de cineva de acolo de la administrație și mi-a făcut transferul monedelor care le-am investit în joc, mi-a făcut transferul înapoi în portofel. Dar, credem eu, eu sunt, cred că unul dintre 4-5 oameni care au reușit să scoată restul, oamenilor nu au reușit și. Uh, bine, acum eu, cred că au avut și sume un pic mai mici investite. Dar, da, foarte mulți oameni încă nu au reușit să scoată din joc nimic. Dar atenție, ți le-au scos și ți le-au uh, returnat în Solix, nu în bani fiat înapoi în... Da, corect, în Solix. Adică, omule, descurcă te spală de pe cap cu ele. Nu e problema noastră ce faci cu ele. Spune-ne ce se întâmplă de fapt cu moneda Solix. A, asta chiar e, asta este una dintre poveștile foarte comice. Uh, unul dintre piciurile folosite de Donca la, la momentul respectiv, Înainte să pice toată treaba cu jocul, a fost faptul că în octombrie anul trecut ar fi trebuit să se deschidă un, un exchange prin care poți, dacă vrei, să vinzi oricând moneda. Adică, dacă nu mai ai încredere în proiect, poți să vinzi moneda instant și să, și să primești banii înapoi investiți. Asta în octombrie anul trecut, deci acum un an aproape. Da, cred că și mai bine, cred că mă înșel undeva prin iulie-august, cred că în octombrie deja povestim de, povesteam de ce nu s-a întâmplat până atunci, cred că undeva prin august okay. uh, Și prin octombrie, dacă nu mă înșel, știu că la sfârșitul anului a apărut într-adevăr un exchange, dar exchange-ul respectiv, cum era? Era exchange privat, în sensul că nu era un fel de Binance, adică puneai monedele și cineva, cineva ți-a cumpăra instant, ci tu puneai ofertă cu monedele care le ai și dacă cineva bine voia și îi convenea oferta respectivă, îi dădea bai. Dacă nu, oferta rămâne acolo pentru totdeauna. Și stai să-ți colac peste pupăză, exista o taxă. Adică tot ce se face în domeniul Solera X este cu taxe. Dacă îți ai oferta, nu contează că ți-o cumpăra cineva, nu ți-o cumpăra, trebuia să plătești 5% din, din, din ofertă. Atât tu cât și cel care o cumpăra, dacă nu mă înșel. Corect, da. da atât și eu cât și, uh, și, mi se pare că mai era încă o taxă, nu mai știu, nu, nu mai le-am le notat pe toate că deja îi foarte mult, dar mi se pare că mai era încă o taxă tot de 5% dacă tranzacția se făcea, nu știu, știu că pierdea încă 10% sau aproape de 10% prin, uh, prin exchange respectiv, care era exchange privat. Deci atenție, chat, doar pentru că puneai oferta ta, nu pentru că ți-o achiziționa cineva, doar pentru că puneai Bă, am 10 Solera X de vânzare, exista un fi de 5%. Da. <laughs> Și oamenii n-au înțeles asta. El nu știu dacă a stipulat asta când a făcut exchange respectiv, probabil era scris undeva pe pagina 60 și nu știu cât în white paper respectiv că există un fi, dar nimeni nu a știut că există taxa respectivă. Oamenii și-au pus ofertele pe exchange și vedeau că în exchange erau mai puține, mai monede decât le-au pus ei și au început să pună întrebări și domn ca printr-un videoclip explicativ, a spus, bă, fraierilor voi, nu v-ați uitat că există scris undeva, că există o taxă, nu știu ce, deci toate erau puse așa, nimeni nu știa nimic. Asta pe unul dintre da. cele trei sau patru white paper ale proiectului? Da, au fost schimbate, au fost schimbate. Nu a fost unul singur, au fost schimbat schimbate mai multe. Um, bun, dar chiar și în situația în care se puneau acele oferte, singurii oameni care puteau cumpăra erau oamenii care erau deja investiți în proiectul Solera X sau alți oameni pe care tot voi trebuia să-i aduceți din exterior să-i băgați în schema asta, nu? Corect. Asta, dacă a intrat în proiectul ăsta, nu poți ieși din proiect numai dacă aduci pe altul să te înlocuiască. Asta era și ideea de la început al lui Donca. Să nu lasă pe oamenii să iasă din ecosistem, numai dacă aduce pe altcineva, adică să nu, să nu piardă număr de oameni. Opinia mea despre chestia asta, și na, corectează-mă dacă, dacă greșesc, e că moneda aia, dacă nu este cumpărată, ea nu valorează 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro, 100 de euro. Ea valorează 0, pentru că nu o cumpără deci, nimeni. Nu, frate, deci, deci moneda aia a fost, în prețul monedei respective nu a fost dat de cumpărători. Că prețul unui produs, așa se, așa se ajunge la un consimțământ între vânzător și cumpărător. Nu? Orice piață așa funcționează. E, dar acolo nu exista o piață, nu exista un exchange. Moneda respectivă era pusă pe site-ul lor și odată la nu știu cât ei hotărau să ridice prețul din anumite motive. A, am primit astăzi mai mulți investitori, hai să ridicăm prețul la nu știu cât. A, am mai avut, am corelat nu știu cum bitcoin cu ce, nu știu ce formulă, zicea el că a corelat și a crescut bitcoin nu și a crescut energia, prețul energiei și nu știu ce, atunci a creștem și noi prețul. Dar asta erau toate fictive. Nimeni dacă, dacă ar fi pus moneda respectivă pe un exchange adevărat, nimeni nu ar fi dat prețul care era pus acolo pe site. Asta înseamnă că moneda valora 0. Ceea ce, uh, act, uh, ceea ce și uh, s-a întâmplat. Uh, acum am creat noi un fel de grup uh, cu care să colaborăm uh, noi, investitori între noi, și dacă vrea cineva să cumpere dintre noi moneda respectivă, o cumpără la ce prea-ți vrea prea vre el. Uh, pe site este 2,5 dolari, noi o vindem între noi cu 0,5 maxim. <laughs> Știi? Cu banii voștri, ce credeți că s-a întâmplat? Unde credeți că au ajuns banii voștri? <laughs> <laughs> Sincer, cred că în mașinile lui, dar el zice că nu, frate, eu nu am folosit banii voștri la așa ceva, eu, le -am, eu am reinvestit banii în... A, ah, unul dintre motivele, unul dintre cheltuieli, ci că au fost seminarile Nu știu dacă știți voi, dar domnul Călin Donca a ținut seminarii odată, a ținut seminarii odată pe lună la Brașov, seminare care aveau și legătură cu acest proiect Solera X. Okay. Iar, iar la acele seminare trebuia să participi cu bani în sensul că nu mergeai sing gratis să le vezi tu ca și investitor în proiect, trebuia să plătești dar în unul dintre videoclipurile lui el a spus, nu frate, eu am avut multe cheltuieli, acum ce vă plângeți de bani eu am avut cheltuieli, cum au fost seminarii adică seminarele oricum au fost plătite de cei care participau dar să bagi, să bagi cheltuieli niște seminare în care nu au nicio legătură cu proiectul în sine Știi, îi dea Seminarele respective, 90% din ele erau din timpul alocat seminarului era despre știu life coaching. Da. Și 10% e mult zis, cred că 1% era povestit despre despre proiectul Solera X. care trebuia să fie fix invers, adică majoritatea timpului trebuia investit în în Solera X și restul despre cum să strești viața. Dar acolo era fix invers încerca să mușamalizeze cât mai mult din proiect și să povestească cât mai puțin despre el. Păi da, da, aici n-ați înțeles voi că informația cu adevărat valoroasă era aia oferită în la 1% din timp. Au fost un, unii oameni prieteni de mei care au participat acolo și au spus de fiecare dată că nu se vorbea absolut nimic efectiv despre proiect. La sfârșit, unul dintre, dintre ei a, a vrut să pună o întrebare legată de proiect și a spus, nu, nu, nu luăm întrebări, nu răspundem la întrebări. <laughs> da. <laughs> pentru că nu pentru că aveau lecția făcută pentru nimic, nicio întrebare în plus față de ce aveau ei pe agenda. Crezi că a încercat să facă uitat proiectul ăsta în perioada asta? Sigur. Sigur. Uh, am oamenii deja sunt disperați, nu poate să dea nimeni de cineva de la administrație să afle măcar informații de cum să obțină investiția înapoi și uh, răspunde cineva odată la o săptămână printr-un mesaj, da, dă număr la nu știu cine, sunt la ăla, ăla nu răspunde, te trimite de la Ana la Caiafa și mulți dintre investitori deja și-au luat uh, gândul de la bani. Eu am fost dispus să mă duc să depun de o plângere penală împotriva lui, dar problema în sistem Sistemul din România este faptul că dacă te duci să depui o plângere, îți trebuie martori. Asta înseamnă că trebuia să mă duc cu cel puțin 2-3. Nimeni nu a vrut fizic să se mute de pe scaunul ăla din fața calculatorului, să depună fizic o plângere la poliție. Nimeni. Așa că mă duceam degeaba până în Brașov. Acum, eu mă întreb totuși cine au fost cei care au depus aceste plângeri de, la ridicat zilele astea. Cred că cineva a depus într-un final. Corect, cineva a depus într-un final și îți spun și cine. Nu știu exact cine, dar știu grupul de oameni. Mm -hmm. Grupul acela care a investit zeci de mii de euro în proiect. Pentru că eu am auzit discuții atunci, la început, când a cumpărat lumea. Uh... Solix, când era cel mai scump, la 2,5 euro, erau oameni care au investit zeci de mii de euro și uh, solix respectiv l-au investit în jocul respectiv Și mă uitam pe harta aia și erau foarte multe terenuri și case și panouri cumpărate de, o, de aceeași persoană, că puteai să vezi uh, uh, cel puțin inițialele persoanei respective Și era o persoană cu foarte multe uh, proprietăți acolo, care costau zeci de mii total și îți dai seama că dacă, e vorba, dacă ai pierdut 500000 2000 de euro, parcă închizi ochii până la urmă, că n-ai chef să te plimbi prin sistemul de România. Dacă, dacă ai pierdut zeci de mii, faci ceva. Și sunt sigur că cineva de acolo a făcut, a făcut plângere. Foarte bine. Ai idee dacă vă puteți înregistra ca parte vătămată în procesul ăsta? Da, ne putem înregistra pentru că avem tranzacții făcute către un cont care aparține firmei respective. Uh, nu neapărat firmei, dar uh, grupului infracțional respectiv. Așa că ceva avem la mână. N-a fost bani dați pe, uh, știi, pe, uh, pe la negru. Mă întreabă cineva din panourile din joc cum se făceau banii. Ideea era că tu cumpărai niște panouri în joc, cam acolo s-a ajunsese cu proiectul. Tu cumpărai niște case cu panouri în joc, doar panourile respective produceau bani, nu casa propriu-zisă, da, da, nu casa. Pentru Încă plătea impozit pe casă și pe teren. Da, doar panourile generau bani și banii respectivi veneau din spre panourile din lumea reală, din ceea ce din curentul vândut de pe urma în panourilor din lumea reală. Asta era ideea într-un final. Acolo să fi. Dar nu știu, nu avea acum inițial să se întâmple asta pentru că jocul a fost construit mult mai repede decât uh, construcția panourilor și uh, ecosistemului în lumea reală. Inițial a fost făcut, nu, nu, știu exact, el a zis la un moment dat că a cumpărat de banii respectiv nu știu ce de plăci video ca să mineze și de acolo se câștigă nu știu cum și după aceea se transferă în reală. O legătură foarte mare. <laughs> ce pot să spun este pe viitor, oricât de bine ar, ar părea un proiect și oricât de frumos l-ar îngloba cineva, Uh, să nu aveți încredere, nu știu, criptorul ăsta e totul pe bușbuit, adică oricât de bine ar suna tot poți să iei țeapă și aparent, uite-te, uh, Donca, care este o, o, o mare figură în România a putut face una ca asta. Deci una dintre aceste două persoane cu care a fost dânsul reținut este chiar amântat dânsul. Buzatul Ileana Oana, ia fiți atenție aici cât de funny chestia asta, following, scrie aici. Donca, pe cine urmărea ea? pă Călin Donca, pe, pe maica sa lui Călin Donca, alt profil de-a lui Călin Donca, copiii lui Donca, da, dar nici de cum pe soția lui domnul Donca, adică băi, foarte frumoși copii, mama o, o femeie extraordinare, Donca nu mai zic, da, nevastă sa, bun, ce să zic, la mulți ani și dumneavoastră. Asta pot să vă zic, doamnă dragă. Voi ați văzut cum discuta omul ăsta, cum se raporta el la nevastă sa în podcastul cu Cezar Ce Și am spus de atunci, genul ăsta de abordare este total nesănătoasă, pentru că nevastă ta nu este nimic altceva, după cum o descria el, decât o femeie care trebuie să te mulțumească pe tine și care din cum descria el situația, era o persoană dependentă de el din punct de vedere financiar și ea ca să rămână cu el, trebuia să treacă de anumite limitări fizice. Asta ne spunea dacă vrea să stea cu el, trebuie să meargă la sală, ca să arate într-un anumit fel, în timp ce el nu arată mai bine ca mine, din punct de vedere al corpului. Adică arătăm amândoi la fel de prost, dacă e să mă întreb pe mine. Comparabil cu, nu știu, cu niște standarde de, de RF Kinetics, să zic așa, da? Eu arăt care e RF Kinetics. Dă-mă dracu! Arăt și eu ca donca! dezbrăcat. Uh, nu poți să ai pretenții că tu arăți bine, știi? Dacă te uiți la standardul ăla, repet. Și din postura aia, el spunea că nevastă să trebuie să meargă la sală, să arate într-un anumit fel ca să fie încă atractivă și interesantă pentru el. Și eu am spus încă de atunci, bă, genul ăsta de, uh, de, discurs, genul ăsta de abordare la adresa femeii de lângă tine este unul toxic. Atenție, nu vreau să înțeleagă că am eu ceva că avea el amantă. Știa nevastă sa, nu știu de ce știa nevastă să și era de acord, dacă nu știu care sunt motivele. Poate că nevasta era chiar ok cu asta, poate îi plăcea să-i și privească. Nu e asta problema mea. Problema mea este că, bă, din moment ce vii și susții că familia tradițională este soluția, n-avea și amantă. Atâta tot. Adică, dacă vrei să ai amantă, să știe nevastă ta, n-am eu nicio problemă că nu, nu sunt eu persoana care să intervină în relația voastră, ferească-mă. Fiecare are relația lui cum își dorește, cum pică de acord și așa mai departe. Dar nu-mi spune atâta tot. Nu mă lua de prost. Nu mi spune că ești susținător al familiei tradiționale în timp ce tu ai și amantă. Nu fii ipocrit cu mine, atâta tot. N-am o problemă cu felul în care și o el viața, ferească mă, că și nu cred că ar trebui nimeni să aibă o problemă cu asta. Vă spun bună dimineața, citim mesajele voastre, mă bucur pentru că există interes și vreau să vă duc aminte că la început... Ca să vă dau puțin context, oamenii i-au scris, bă, ce se întâmplă cu banii? Ce se întâmplă cu banii, bă, frate, că nu se întâmplă nimic de ani de zile, nu putem să vindem Solera X? Nu există interes, oamenii erau turbați că nu știau ce se întâmplă cu banii lor. O să ar fi ca să participați la seminarele care le ținem pentru acest proiect, și dacă ați fi fost cu adevărat serioși, cei care vreți cu adevărat informații, în decembrie la gală ați fi participat alături de ceilalți, ați fi pus întrebări, ați fi fost acolo cu noi, ați fi văzut informații, dar majoritatea dintre voi ați investit, stați deoparte, comentați, criticați și nu faceți nimic constructiv. nivelul de nesimțire pe care l au ăștia. Deci tu investești în proiectul lui și tu trebuie să faci ceva constructiv pentru proiectul lui. Bă, voi vă dați seama? Ăștia sunt chat oamenii. El îi lua pe ăștia la rost că nu fac ei ceva constructiv. Ce să facă mai exact? Să instalezi ei panourile? Să se ocupe ei de jocul din metavers ca să câștige tot ei bani? Între ei? Ce să facă? Că ei ți-au dat bani ție pentru că tu aveai să ridici proiectul ăsta pe culmele succesului.